Salutare, bine v-am găsit! Iată noile telefoane Galaxy Z Fold 4 și Flip 4 acum lansate. Sunt telefoane mult mai ușoare decât modelele precedente, cu rame mult mai subțiri, cu materiale și finisaje mult îmbunătățite față de modelele precedente și avem procesor mai bun și, evident, un sistem de camere mai bun decât pe generația 3. Dar să le luăm pe rând. Să începem cu Galaxy Z Flip 4, care seamănă foarte mult cu modelul precedent, însă vedem diferențele atunci când ne uităm la detalii și aici vorbim de faptul că se așează mult mai bine într-o singură mână, chiar și într-o mână mică precum a mea. Ramele sunt subțiri, sunt metalice, ramele au fost îndreptate, arată foarte bine, într-adevăr este un statement fashion și tech acest model. Avem un ecran extern și spate din sticlă de tip Corning Gorilla Glass Victus Plus, cel mai rezistent Gorilla Glass, rezistent la zgrieturi și șocuri. Regăsim acest tip de sticlă și pe Galaxy Z Fold 4. Producătorul spune că durabilitatea ecranului principal este îmbunătățită datorită optimizării stratului de protecție. Atât Z Flip 4 cât și Z Fold 4 sunt rezistente la apă, având IPX8. Per total, un look compact, glamorous, chic dacă vrei, la modă, mai rafinat decât modelul precedent. Un telefon care intră în buzunarul de la blugi și în geanta de cocktail, la capitolul Fashion Statement ajută și culorile, Galaxy Z Flip 4 vine în 4 culori cu nume artistice. Bora Purple, Graphite, Pink Gold și Blue. Dacă tot vorbim de partea fashion a acestui telefon, am putea să includem la acest capitol și ecranul mic de pe exterior, un ecran care poate fi personalizat. Poți să ai acolo date privind vremea, datele din agenda, întâlniri, poți de asemenea adăuga 3 contacte, poți avea acces la camera foto fără să deschizi telefonul. De fapt, fără să deschizi telefonul, poți să ai acces la mai multe aplicații. Cum spuneam, poți să personalizezi această zonă cu fotografii, cu imagini și chiar cu un video. De pe acest ecran exterior ai acum acces la mai multe aplicații și funcții, vreme, calendar, scurtături către numere favorite, poți apela și poți răspunde la mesaje, poți să faci fotografii, toate acestea fără să deschizi telefonul, poți să navighezi și în aplicația camerei de la foto la video prin swipe și pentru a face o fotografie, de exemplu, poți folosi gesturi sau clasic apeși pe buton. Și Flip, deschidem telefonul, un ecran de 6,7 inch, Dynamic AMOLED 2X, Infinity Flex Display, 2640x1080. Avem 120 de Hz, rată de refresh adaptivă. La capitolul camere avem lucruri interesante. Avem o cameră frontală de 10 megapixel și o cameră duală cu 2 senzori de 12 megapixel. Samsung spune însă că ceea ce s-a schimbat nu este numărul de megapixel, ci mărimea pixelului. Din ce am testat la fața locului, fotografiile și videourile au arătat bine, a fost practic un hands-on, așa că vom reveni pe viitor la acest capitol. Modul de pliere al telefonului îți permite o experiență de filmare, precum cu o cameră video, am putea spune. Asta mi-a plăcut. Se pot filma videoclipuri hands-free sau poți să faci selfie-uri de grup din diferite unghiuri prin plierea parțială a Z Flip 4 pentru a activa FlexCam. Modul FlexCam este optimizat pentru cele mai populare platforme sociale, inclusiv Instagram, WhatsApp și Facebook. Funcțiile din aplicația camerei par bune mai ales pentru creatorii de conținut și vloggeri. La procesor bifăm Snapdragon 8 Plus generația 1, avem o baterie un pic mai mare decât cea de pe modelul precedent de 3700 de mAh. Z Flip 4 permite acum și încărcare rapidă, încărcarea la 50% în aproximativ 30 de minute. Galaxy Z Fold 4 mizează precum modelul precedent tot pe productivitate. Avem acel S Pen, S Pen Fold Edition, care te ajută să fii și mai productiv, să folosești multe aplicații în care poți să scrii, să-ți iei notițe și să vezi toate aceste date pe un ecran mult mai mare. Ei bine, la capitolul design, Luca, să spunem așa, ca să începem din exterior această privire spre acest nou telefon, lucrurile sunt diferite atunci când ne uităm la detalii. Este un telefon mai ușor decât modelul precedent, iarăși marginile sunt subțiri, avem aceleași materiale prețioase, am putea spune, pe care le-am găsit și pe Flip 4, adică sticlă și metal.
Ecranul principal are 7,6 inch, în timp ce cel secundar 6,2 inch, rată de refresh adaptivă de 120 Hz. Avem același Corning Gorilla Glass Victus Plus ca și pe Z Flip 4 și aceeași rezistență la apă IPX8. Este primul dispozitiv care va fi livrat cu Android 12, o versiune specială de Android, creată de Google pentru experiențe pe ecran mare, inclusiv pliabile. Spuneam că este un device gândit pentru multitasking, îți poți personaliza comborile de aplicații pe care le folosești. De exemplu, să te uiți la acest canal de YouTube, între timp să navighezi pe Booking și pe Hărți. Comutarea între afișarea aplicațiilor pe ecran întreg și ferestrele pop-up se face instantaneu. Aplicațiile Google, inclusiv Chrome și Gmail, acceptă acum opțiunea drag and drop, ceea ce îți permite să copiezi și să partajezi rapid link-uri, fotografii și multe altele de la o aplicație la alta. Mi s-a părut telefonul mai ușor de utilizat decât modelul precedent. Se ține mult mai bine într-o mână, vă spuneam că eu am mâinile mici. Vine în trei culori, avem așa grey-green, beige și phantom black. Camera under display este mai puțin vizibilă, am testat asta când am vizualizat câteva din fotografiile realizate. Acest lucru este un avantaj însă și când te uiți la filme sau videouri. Și experiența de gaming pare promițătoare dacă ne gândim că avem pe lângă acest ecran generos Snapdragon 8 Plus generația 1 și 5G. Bateria este de 4400 de mAh, încărcare super rapidă până la 50%, încărcare în aproximativ 30 de minute, tot ca și la Z Flip 4 și Fast Wireless Charging 2.0. La capitolul camera avem un obiectiv de 50 de megapixeli îmbunătățit și space zoom de 30x cu o dimensiune mai mare a pixelilor ca și la modelul Flip 4, Z Flip 4, un senzor cu 23% mai luminos și o putere de procesare îmbunătățită. Cu toate aceste lucruri noi, Samsung spune că acest telefon va face fotografii mult mai reușite pe timp de noapte. Vom vedea acest lucru când vom avea modelul în teste pe o perioadă mai îndelungată. Și la final am lăsat prețurile. Prețurile pentru Galaxy Z Fold 4 pornesc de la 8.899 de lei, iar pentru Galaxy Z Flip 4 de la 5.399 de lei. Galaxy Z Flip 4 și Galaxy Z Fold 4 sunt disponibile de astăzi 10 august la precomandă și vor avea lansarea comercială pe 26 august. Cei care precomandă noile telefoane pliabile Galaxy vor primi un e-voucher de 200 de euro pentru Galaxy Z Fold 4 sau 150 de euro pentru Galaxy Z Flip 4. Și un an gratuit de Samsung Care Plus, însemnând protecție împotriva daunelor accidentale. Prețuri substanțiale am putea spune, dar nu departe de cele pentru smartphone-urile de top. Două telefoane pliabile cu îmbunătățiri importante față de generația precedentă, telefoane care vor să cucerească nu doar early adopters, ci și publicul larg. Și la final să mai spunem că Samsung a mai lansat Galaxy Buds 2 Pro și ceasurile Galaxy Watch 5 și 5 Pro, despre care vom povesti însă în videouri viitoare. Atât pentru astăzi, așteptăm mesajele voastre, comentariile voastre și desigur, cum spune Laurențiu, nu uitați să dați subscribe și să apăsați pe clopoțel. Ne auzim data viitoare și ne vedem desigur. Pa, pa!